Salutare tuturor și bine ați revenit la prima serie de Minecraft editat din lume. Această serie presupune că eu să mă folosesc de toate micile mele cunoștințe editare pentru a face Minecraft un joc mai bun. Și ultima dată, după cum mi-aduc eu aminte, am cam fugit de acasă și ne-am prins în acest village și am adunat niște obiecte destul de frumoase. Și aici am capturat niște villageri oferte bune. Dar acum eu vroiam să plec de aici. F3. Ei bine, partea rea e că nu știu coordonatele exacte de la casa mea, dar le știu pe cele de lângă spawn, adică locul unde în care eu m-am spawnat și e destul de aproape. Stai, dați un pic să mă uit. 216 și 146. E mult de mers, oricum, dar știi ce? Cred că e plictisitor să vezi lumea cum se plimbă. Așa că, scuze, ne vedem acasă. Și iată-ne din nou aici pe hartă. Chiar mi-a lipsit. Au lipsit mult locurile astea. Stai, unde? Au la naiba, n-am ajuns. Cred că totuși pe aici trebuie să iau. Stai. S-a stricat harta sau? Hai mă, zi mă că aici sunt locurile mele, te rog eu. Stai. 216. La naiba, nu se poate. Scuze pentru tine. Era fratele tău? Da. Acum fugi să nu te mănânce oaia! Ok, nu văd locurile. Haiul meu natal. Ce loc frumos! Ok, pot să închide asta acum. Așa că se pare că tristea de zahăr nu a crescut deoarece eu nu eram în prezența acestui chunk, astfel chestiile astea nu s-au putut încărca și da. Haideți, 11 diamante, un emerald, sunt mai aici chestiile. Trebuie să încep cât de curând o fermă. Am 21 de cărți. Deci puteți să fac niște bookshelf, nu? Stai un pic, uite. Găinile o să le mulțesc chiar acum. Mi-a făcut rost de puțină carne de asta de găină pe drum. Ce naiba capi tu acolo? Hai vino, ieși de acolo. Săracul. Haide, stoți aici! Haide! De când nu v-am mai văzut, tăticu? Hai! Mulțește-te! Și tu? Ha? Tu cu tu? Și cu tine. Haideți! Hai mă la... Hai, Dumnezeule! Puiuci, puiuci. Bravo. Bă, ce n-ai bă căutați în colțurile astea? Nu-i merg nici. Stai că, am luat o nouă. Sunteți gata? FAM! Da, scuze. Dar acum, cred că trebuie să încep și o fermă de vaci în curând. Sunt destul de nesigur, dar cred că știu ce facem azi. Un pic să fac niște rafturi cu cărți, să pun chestiile astea la... să le pun în cuptor. Și acum... nu stai, nu am făcut bine. Acum! Ha ha ha! Nu mai sunt așa prost.
aveam deja cărți, dar n-am piele, nu? Ei bine, când ce să fac? Da, cred că știu ce o să fac. Astăzi o să vă arăt o fermă nou-nouță, semi-automată, cred, de wheat. Ok, sunteți... Se pare că trebuie să construim chestia asta, așa că avem nevoie de... Da, să mă gândesc. 9 blocuri de dirt. Dirt. 9 blocuri de dirt. Au, 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 nu cred că o să-mi ajungă și o să... Da. Un bloc de redstone. Și... mai avem nevoie de... Da, de ăsta. Două pistoane. Și acum, dacă nu mă înșel, pistoanele se fac așa, nu? A? Am dreptate. Poate așa? Da, sigur se fac așa. La naiba! Stați un pic să văd cum se fac pistoanele. Nu, ăsta, scuze. Pistoane, acum sunt pe Minecraft Crafting și... Da, am nevoie de fier. Nu-i bai, e destul fier, dar... parcă aici fier. Lasă un pic să văd, să fiu sigur, pentru că... nu vreau să mă fac de râs. Ok, așa. Și acum... Ok, ăsta e un piston, dar... noi mai avem nevoie de unul, așa că... Ok, acum am făcut rost și de... ăsta, două pistoane. Și acum am nevoie de... Ok. Aici am nevoie de... Voi să întorci? Cred așa. Ok, am venit. Dar de-aia am nevoie și de spăliga. Așa că ce să facă o altă rădă. Și am nevoie de 3 litri. Asta nu știu ce să fac. Uuuu. 3 litri. Așa că am nevoie de 4 poțete de asta. Hai, mă zic. Ok, acum. 4 litri. Nici nu știu ce să fac. Sigur că iau 4. Dacă nu știu așa. Și așa. Avem nevoie de un piston. Acum ne-ar trebui, stai să nu fim nici chiar așa de ieftin, un bloc care să declanșeze pistonul, la care adăugăm un buzon. Acum 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bucăți. Și aici va veni, nu, scuze, aici trebuie să vină un bloc de redstone care o să declanșeze, la naiba, știam că am putea ceva, care o să declanșeze această torță și torța, dacă nu mă înșel, vine ceva de genul ăsta. Stați un pic să fiu sigur. Nu, am greșit, scuze. E invers. Așa. Stai. Ok. Acum redstone-ul. Ok, așa. Și mi se pare că trebuie să le și împing până la maxim. Da, trebuie. Am greșit. Și pe asta, da, și pe asta. Și pe cealaltă la fel, pentru că trebuie să îi dăm timp. Acum aici o să avem nevoie de de apă pentru... Da, am o șoglată la mine, perfect.
Să fug acum repede, să-mi iau găleata cu apă și să vă arăt magie. Ok. Probabil că o să-mi nevoie de mai mulți găleți de apă. Dar asta o să fie destul de ușor, pentru că la un moment dat se va crea apă infinită și... Uitați un pic. Ok. Se va crea apă infinită și... O fi mai ușor. Până te rog. Aparent. Da, s-a creat apa infinită după... Cum puteți vedea, acum suntem gata să răspândim această apă în univers. Gata. Să-mi iau șocolată, pentru că nu se știe când ai nevoie. Acum trebuie să... să păligăm pământul, nu, să sarăm pământul. Asta e chestia una. Și acum... Uitați! Ați văzut? A venit înapoi. Genial, nu? Genial. Ok, și mi se pare că ferma asta mai poate fi extinsă în partea asta. Dar deocamdată nu am materiale necesare. Așa că rămânem doar la treaba asta. Nu? Ok. Arată destul de frumos, zic eu. La bază, treaba asta era o fermă pentru... îmi scapă numele. Pentru Netherworld, da. What the fuck? What the fuck? Sunt în siguranță. Nu poate face nimic dacă sunt în apă. E Slenderman. Nu! Ok. A dispărut. Să sperăm că nu se mai întoarce. Deci, cum spuneam, treaba asta era la bază o fermă de Netherworld. Aici, în loc de dirt, era pământ, pardon, soul sand. Chiar inclusiv în partea asta. Și funcționa la fel, doar că uitul mergea, pentru că pământul este un bloc plin, un bloc full, cum se spune, și nu putea declanșa această torță, care torța mai departe împingea din nou pistonul. Și după calculele mele a reușit, că aici trebuie să pun un bloc de redstone ca să dea putere. Mă simt destul de mândru, pentru că am reușit să upgradez treaba asta. Dar până atunci rămânem cu ale noastre. Hai să mănânc puiul ăsta. Ok. Bun e puiul ăsta. Și niște cartofi. Ok, băieți. Va trebui să facem o fermă mai mare, deoarece, după cum puteți vedea, am fost la cei villageri care au fost foarte amabili și au cultivat cartofi și morcovi și cartofi. Bine, nu sunt cartofi de la Lidl, ok. Așa, pun în prejeul ăsta. Asta. Avem nevoie de cărbune. Cât cărbune am, mamă. Mai avem 10 bucăți de aur. Și nu știu ce să mai facem. Știi ce este? Ăsta e al 7-lea episod și eu încă nu am o casă. Și am văzut niște locuri destul de drăguțe în partea aceea, cu pădure. Păturile sunt foarte bune, deoarece poți să iei lemn și în timp ce cureți zona pentru casă, cu lemnul ăla poți să faci casă și... Da. Ca de obicei, acesta este sfârșitul episodului. Nu uitați că va urma... Nu știu cum să vă zic așa, fără să spun prea multe. Va urma ceva super șmecher în România. Dar până atunci,
trebuie să lucrez mult la asta și mi ocupă mult din timpul meu pentru făcut videouri cu Minecraft, dar imediat după ce voi termina asta, veți vedea o grămadă de videouri cu Minecraft. Și cum vă spuneam, vă mulțumesc enorm de mult pentru că ați ajuns până aici, vă mulțumesc de vizionare și poți să mă ajungi cu un like, un subscribe, dacă postul ți-l descrie, este mai pe acolo. Și mulțumesc din nou, iar până data viitoare, eu îți doresc tot binele din lume.